Tați în aer cu Daniel Osmanovici și Alex Grecu la Europa FM. Vă salutăm la o nouă întâlnire cu Tați în aer cu poftă de tehnologie. Sau mai degrabă spus, grijă față de tehnologie, Daniel. Grijă pentru tehnologie, da, pentru că tehnologia <sus> reprezintă un aspect atât de important în viața de zi cu zi a noastră și am descoperit și în viața de zi cu zi a copiilor noștri. Și sunt tot felul de pericole, ce aparent... Am putea să spunem că nu reprezintă mare lucru la prima vedere. E un link, nu e nicio problemă. E a văzut nu știu ce pe, nu știu ce rețea socială. Nu e urmărește o pe cineva. Da, Poate că nu e o problemă mare pe respectivul sau respectiva. Dar totuși s-ar putea să nu fie așa. De aceea noi, în calitate de părinți, în calitate de tați, vrem să fim la curent cu toate informațiile, dar și mai important, cu pericolele ce îi înconjoară pe copiii noștri. De aceea, alături de noi, la această ediție de Tați în aer, la avem pe Adrian Posteucă, este expert în tehnologie. Adrian, bun venit la Tați în aer! Salutare. Bine v-am găsit! Tată și tu am înțeles, da? tată da? și eu, 5 ani. 5 Voi ani. de 5 ani, Mister Robin sau Robin. Mr. Robin. Mr. Robin, te salutăm și ne bucurăm că l-ai lăsat pe tatăl tău alături de noi. Adrian, simplu, când a luat prima dată contact al tău cu tehnologia? Păi, cred că a avut, cred că de la 2-3 ani de când reușea să vorbească. Eu am în casă un Google Home și am vrut ca el să aibă contact cu tehnologia, de aceea de fiecare dată când îl pun la culcare, când îl pun la culcare, îi spuneam lui Google, să închidă lumina, să pună muzică. Acum, singur, când se pune la culcare, îi spune lui Google să închidă lumina, să-i pună muzica preferată cu care okay. să doarmă. Deci l-am expus la tehnologie de la cea mai mică vârstă. Din momentul în care știa să interacționeze, să învețe, eu... Ca fiind expert în tehnologie, am tot timpul pe acasă, slash birou, tot felul de roboții, am un robot câine astăzi, am un, am un braț robotic și de fiecare dată vine și interacționează cu cu lucrurile astea. Ok, înțeleg că la tine poate fi o excepție, dar Întrebarea mea vine în contextul în care, uite, de exemplu, în Suedia se vorbește foarte des despre a fi interzis orice contact cu tehnologia până în 2 ani, apoi se discută în egală măsură ca toate telefoanele care să fie vândute către o anumită categorie de copii 11, 13, 16 ani să aibă niște minusuri când vine vorba de accesul la internet sau aplicații care să fie trunchiate față de cele pe care le au adulții și atunci cumva... Unde ne poziționăm sau care ar putea să fie un răspuns corect? Există un răspuns corect? Nu cred că există un răspuns corect și trebuie să facem o, o diferențiere între tehnologie. Știm foarte bine că avem hardware și software. Da, sunt de acord cu, cu anumite limitări pe zona de hardware, adică faptul de a folosi realitate virtuală, niște ochelari de realitate virtuală de la vârste foarte mici, nu neapărat din cauza faptului că ce se vede în interior s-ar putea să-l. Să-i să dăuneze ochilor, ci mai degrabă dintr-un lucru hardware. S-ar putea ca distanța lui, ochii ne informați, deocamdată foarte bine, distanța între ochi și lentila aceea să fie foarte mică și să aibă nevoie de mai multă dezvoltare, la fel cu urechea internă legată de realitate virtuală, încă nu este dezvoltată la o anumită vârstă. Aici ar trebui, într-adevăr, să existe anumite limitări. Și, din și chiar și telefoanele mobile. Și eu sunt de acord ca până la vârsta de 13-12-13 ani să aibă telefon mobil, dar să nu aibă un telefon mobil atât de performant încât să poată să facă cam ce vrea el, cam ce face un adult pe telefonul mobil. Deci sunt de acord cu aceste limitări. Pe cealaltă parte, sunt de acord ca un copil să fie expus viitorului sau ceea ce înseamnă viitor de la o de la o vârstă cât mai fragedă. Și vă spun un lucru foarte interesant apropo de cum se raportează copiii la tehnologie. Într-o discuție cu o mămică, cu o prietenă, fetița, fetița ei o întreabă, mama este înainte sau după iPhone? Adică se raportează la trecut, dacă a fost înainte sau după apariția iPhone-ului. Și, în general, tehnologia creează cultură. Și dacă e să luăm de la, plecăm de la această premisă că tehnologia creează cultură, este imposibil... Să nu expunem copiii și viitorul copiilor la o anumită, anumită cultură care este dată de tehnologie. Apropo de iPhone, cumva o să mă gândesc într-un mod amuzant că văd copiii din ziua de astăzi, mă refer la vârste fragede de 2 ani și așa mai departe, că tind să facă zoom pe diferite obiecte unde nu te-ai aștepta să facă zoom, pentru că au văzut în jurul lor că așa este folosită tehnologia. Acum, cu cât, cum am spus foarte clar, cu cât îi vom expune un pic mai târziu pentru creierul și puțin pentru dezvoltarea creierului, este, este, mai benefic. Asta, acestea sunt rezultatele studiilor efectuate de cercetători și nu doar cei britanici, ca să fie totul în regulă. Dar mergând un pic mai departe, pentru că ediția de astăzi mai mult va, va avea concentrarea asupra tinerilor din, din ziua de azi, ne referim la toți cei care interacționează cu social media. Mi-ar plăcea din perspectiva ta, Adrian, hai să introducem un pic dacă putem să definim așa în linii mari generalizând desigur ce presupune interacțiunea copiilor cu social media, pentru că e diferită față de interacțiunea între tehnologie și copii unde își, să zicem, capătă ceva beneficii, da ceva cunoștințe, aici e vorba doar de un consum de date, dacă pot fi metaforic. Da, este mai degrabă un, un consum de uh, informații pe care un copil la o vârstă destul de fragedă nu poate să le distiarna, nu poate să le filtreze. Și atunci tehnologia îi sau tehnologia îi pune în față, îl aruncă într-o apă și zice: "OK, noata." Și devine 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 totor de de calitate. Nu. Este foarte greu ca un copil să poată să aleagă în, într-un flux media să aleagă informațiile care sunt relevante și informațiile care nu sunt relevante. Pentru că până la urmă vina este și a platformelor, platformele, vorbind de TikTok, de, de LinkedIn, chiar vorbind de Instagram și de Facebook, ele își doresc cât mai multe vizualizări. Și, în general, vizualizările, după cum știm, în media, sunt făcute mai degrabă de lucrurile care nu ne plac decât lucrurile care ne plac. Dacă stăm și urmărim un, o modalitate de a consuma chiar și a noastră. Ne uităm mai degrabă la oamenii care sunt, cum să spun eu, care au probleme, care încearcă să rezolve anumite lucruri și nu le ies. Pentru că, parcursul nostru, dacă ne întoarcem în istoria omenirii, toate poveștile sunt legate de, de, de probleme ne place să ne gândim la viitor ca o distopie decât ca la utopie. P -p și atunci ce facem? Dăm scroll împreună cu al meu copil, dau scroll să vadă la ce mă uit eu sau cum ajunge cred, asta cu să-l cred, cred, cred. sau să-i arăt care cale? Cred că cel mai important este... Și zic uite pe link-ul ăsta nu apăsa, că e fake sau că ceva. Cred, cred că cel mai important este să îl înveți să se uite, să se uite cu adevărat la lucrurile care... Trebuie să-i dai controlul. Controlul până la urmă este al lui dar trebuie să-l înveți să discearnă, să-și dea... Cum? În, în primul rând, cred că cel mai important este să-l înveți să facă diferența între o informație uh, spusă doar la modul bombastic. Uh, de exemplu, citeam de zilele trecute despre influenceri virtuali. Uh, și faptul că foarte mulți tineri și adolescenți cumpără mai degrabă produse din, de la influenceri virtuali decât la influenceri reali. Și unul dintre lucrurile care mi-a venit ok, de ce ai vrea să cumperi un ruj, spre exemplu, de la un AI? Odată, nu are buze, adică n-ar avea cum să-l folosească, doi la mână este fake pentru că informația vine direct de la producător. Ce mi se pare mie foarte important este această gândire socratică sau o gândire rațională, cum ne place noi. De ce faci lucrul ăla? Cum să, faci, cum să faci lucrul ăla să fie mai bine și dacă, într-adevăr, este folositor pentru tine. Mi se pare foarte interesant să înveți copilul să gândească logic, să gândească de ce ar putea să folosească la ce ar putea să folosească lucrurile alea. De foarte multe ori, chiar și mie, ca expert, mi este greu să-mi dau seama pe, un, pe social media, cum spuneați voi ce este adevărat și ce este fals. Pentru că tehnologia a devenit atât de puternică, încât de foarte multe ori. Uh, un lucru, uite, un lucru foarte important și mi se pare o schimbare de paradigmă. Că toți avem o vârstă, ne uitam și citeam în ziar, plecam de la, în ziare, la televiziune, pe social media, am plecat de la premisa că ce este acolo este adevărat. Ce vezi pe social media, ce vezi în ziar, ce vezi la televizor este adevărat. Ce auzi la radio este adevărat. Cred că trebuie să schimbăm această paradigmă și să plecăm de la tot ce este acolo, este fals, mintea mea să demonstreze că este adevărat. Foarte frumos spus, de altfel. Mintea mea să demonstreze că e adevărat. Adică, cu alte cuvinte, să încercăm un pic să ne educăm copiii cum să gândească și cum să poată filtra ei înșiși da. mai bine toată informația de pe online. Este, face parte, eu zic, un fel de, de selecție naturală tehnologică. Dacă selecția naturală, până acum, milioane de ani, animalele au devenit au fost selectate natural să devină vârful apexului prin nu știu, prin nevoia de hrană, de cum să se apere mai bine, cum să învețe mai bine, nu știu, să detecteze prădătorii de data asta, cred că noi oamenii va trebui să, să învățăm, să selectăm mai bine informațiile. Noi suntem în două situații interesante. El este la primul contact cu tehnologia prin Tudor. Eu deja am trecut la un alt nivel, la care fiica mea spune eu mi-am dezinstalat snapchat pentru că nu mi se mai pare interesant. Iar Radu încă se uită la alții care scrolează, de exemplu, pe TikTok pentru că au ceilalți puști care sunt pe la 10-11 ani, cam așa. Cam ăsta este uh, momentul în care ne aflăm noi doi mm. tați. Doar că mă uit către ceilalți părinți și mi-e e greu să înțeleg pe ceilalți părinți care îi lasă pe copii să scroleze atât de mult pe TikTok știind că nu-i neapărat, și nu doar acolo, că nu-i neapărat un lucru bun să se întâmple acest lucru fără să le impună o limită. Care-i limita? Cum pot să impun o limită? Care-i controlul parental corect? A, e bună asta? Foarte bună, da. E greu de definit controlul parental corect. Mie mi se pare că genul ăsta de educație, până la urmă educație tehnologică, dacă e să vorbim așa, ar trebui făcut în școală. Uh, cred că ar trebui să existe profesori de social media, profesori de AI, poate sub aceeași, hai să zic așa, sub aceeași căciulă, uh, pentru că și, ca, și pe tine ca tată și pe mine ca tată uh, este foarte greu să fii la curent cu tot ceea ce se întâmplă este foarte greu să fii la curent cu ce se întâmplă în zona de AI, în zona de social media și în zona de educație. Deci o zonă de, hai să zicem așa, de educațională, mai degrabă, psihologică. Și atunci cred că un stat care ar veni și ar spune, ok, copiii între vârsta de, între clasa a 5 -a și clasa a 8-a sau clasa a 12 -a, au, acest, au această educație de tehnologică pe social media și legată și referitor la AI încât ei să poată înțelege, să poată să discearnă, să poată să facă niște analize comparative până la urmă. Învățăm prin comparație. Despre la ce să te uiți, la ce să nu te uiți. Pentru că copiii la vârsta, în adolescență, la vârsta preadolescență, ei vor apartenența la grup. Și dacă degeaba ești tu cel care nu se uită pe TikTok, vei fi exclus dacă nu ai văzut gluma de pe TikTok la care toată lumea râde. De aceea este bine ca Cam toată clasa să fie educată sau toată generația sau toată școala să fie educată în același sens, încât, da, grădem la gluma aia, dar înțelegem de fapt că este pus acolo doar pentru a atrage niște like-uri sau doar pentru a crea, să zicem, un niște bani platformelor. Mm. Îmi place foarte mult ceea ce spui. Cumva o să mă gândesc exact la ceea ce. Uite, acum cum a fost toată nebunia aceea cu emisiunea insula iubirii, dacă nu mă înțeles așa, mi s-a părut foarte interesant cum chiar și societatea, știi, s-a divizat între cei care nu știau despre ce vorba și cumva li se părea ciudat și cei care doar despre asta vorbeau. Deci ai punctat extraordinar. Și ce mi-ar plăcea, Adrian, să mai facem, pentru că n-am apucat? Să definim un pic ce înseamnă rețeaua, rețeaua aceasta pe care noi o folosim, și anume social media, dar rețelele sociale. Ele funcționează cu un algoritm, că tot vorbim despre povestea asta, dar odată ce noi, chiar și noi în calitate de, de oameni maturi și copiii de potrivă, începem să folosim. Cumva aceste rețele ne profilează, ne urmăresc interesele, practic ne dau acolo ceea ce ne dorim cât să ne agațe de la un scroll la altul? Sunt mai multe tipuri. TikTok-ul a devenit faimos și a reușit să ia o cotă de piață foarte mare pentru că are un algoritm foarte interesant. Un algoritm de a ridica în față ceea ce cauți sau cum cauți sau din sau din grupele tale de interes. La fel și Facebook-ul, la fel și Instagram-ul. Îți arată, să zicem, în primul rând informațiile prietenilor, ceea ce ai căutat foarte mult. Este... În primul rând, haideți să definim un pic ce am, ce este algoritmul ăsta, pentru că toată, așa, lumea, toată lumea se sperie, da? Este nevoie de un algoritm, e ca și cum te duce la cafeneaua la care te duci de obicei și de fiecare dată barista te întreabă cum te cheamă. O îi spui odată, da, mă cheam Adrian, vreau un espresso dublu. Via a doua zi și ăla te întreabă cum te cheamă. Și tu te mai băi, stai puțin, ok, n-ai înțeles din prima. Înțeleg de a doua. E dacă duci în fiecare zi, și acum extrapolez dacă duci, intri în fiecare zi pe, pe social media, pe, pe, Facebook, tu ai vrea să știe Facebook-ul că îți plac mașinile, că îți plac călătoriile și că te, te, uiți cu precădere la prietenii tăi care au copii de aceeași vârstă. De aceea, Facebook-ul, pentru că este gratis și pentru că nu plătim, asupra lui nu plătim nici măcar un, un să zicem, un, un fel de subscription, da? El zice, ok, atunci lasă-mă ca de fiecare dată când te uiți după, după vacanțe, eu să știu că tu te uiți după vacanțe în Italia și de fiecare dată să-ți dau câte o reclamă pentru vacanță în Italia, că trebuie să îngăștig și eu banii de undeva, că am niște servere, am niște oameni angajați. Asta e partea frumoasă. Partea mai urâtă Aici în, e bine zona, că ai ajuns. în zona asta este faptul că uh, toate pla aceste platforme trăiesc din uh, banii sponsorilor, celor care investesc, care plătesc bani aici. Și atunci ei îți doresc ca tu să te uiți cât mai des, cât mai mult la lucruri care să te facă să dai share, să zici uite-te bă ce-a făcut ăsta, dă mai departe. Să dai share, să te uiți cât mai mult iar ei nu-și asumă nimic din toată lucrul ăsta. Este ca un piețar, ca un șef de piață care spune, A, eu vă pun la dispoziție tarabele, nu mă interesează ce vindeți acolo. Poți să vinzi de la bă, cartofi la bă, papaya. Pe mine nu mă interesează, eu pun doar piața. Păi, da, tocmai că aici mi se pare pericolul major. Că revenim la link-ul ăla pe care îl menționam la începutul discuției noastre, care va fi accesat, și respectiva rețea spune, păi, da, dar nu e link-ul meu, e link-ul cuiva. Și atunci eu ajung să rămân fără bani sau să fiu înșelat, să am o reală problemă pentru că am accesat acel link. Copilul meu având acces la, să zicem, datele contului meu, ajunge să cheltuiască niște bani pe un link pentru că este fake. Sau pentru că e vina noastră și că i-am dat acces la contul nostru. Adrian, uh, două situații. Cred că este vina noastră că i-am dat acces la un cont fără ca noi să nu facem dual factor, adică să autentificăm prin doi pași un transfer de bani. Doi la mână este... Um, am dar fost... da, nu-și mai cumpără Robux Știu, sunt, to sunt total, de acord, dar tu trebuie să dapești în momentul în care vrei să cumpere, da, sunt total de acord, tu trebuie să apeși să, să zici, da, ce-și cumpără Roblox sau și sau își cumpără din, de pe un site din Uzbekistan, să duce o tranzacție pe un site din Uzbekistan. Și eu am pățit, adică nu credeți că eu sunt un expert în tehnologie și n-am fost păcălit pe linkuri, uri da? Num în secunda a doi am sunat frumos la bancă, i-am zis, am o plată care nu este cuvenită, blocați-mi blocați cardul. Și s-a întâmplat, mi-am luat și banii înapoi. Dar asta înseamnă să fii conștient pe ceea ce apeși. M-am uitat, a fost, acum, au fost câteva zile, acum câteva luni chiar, această nebunie legată de aceste site-uri care promiteau investiții și faptul că clonau niște anumite voci chiar și anumite site-uri personalități, da, personalități da, dar, da, dar. dar, și site-uri de, nu știu, de televiziuni, de radiouri. E, dacă te uitai atent la aceste site-uri și nu te uitai în necunoștință de cauză, vedeai că foarte mult acele site sunt clonate și clonate prost. Adică dacă te uitai că adresa pe care intra nu era, nu știu, Europa FM, ci Europa e femeie sau tot fel de lucruri din astea, mici detalii. Tu vezi asta, mm -hmm. dar în momentul în care ai sărit de o anumită vârstă sau ești sub o vârstă, nu te uiți la ce există tu. Sunt total de acord, dar aici înseamnă educație. Și aici intervin eu și vă întreb totuși, nu coredeți că tinerii, și anume copiii noștri, da, copiii care sunt în zona adolescenței, aș spune, unde este tea, să zic, sau da, chiar da, da, peste, da, nu credeți că ei sunt cei care de fapt identifică cu mult mai mare lejeritate tot ce înseamnă fake, deep fake și ai? Dacă învățăm, Aha. dacă învățăm, dacă le spunem, bine atenție, în momentul de față pe social media sunt mai multe fake-uri și deep fake-uri decât lucruri reale. Și plecăm, ne întoarcem din nou la ce v-am zis la început. Este foarte bine să educăm copiii noștri că social media începând de astăzi este mai plină de fake-uri decât de lucruri reale. Mm, este Lasă-mă să fiu surprins plăcut decât să fiu surprins neplăcut. Asta mi, se pare, asta mi se pare cea mai bună concluzie pentru prima parte a discuției noastre. Adrian, mulțumesc frumos. Mai am, știi, dacă la celelalte întâlniri mai ești tu cu întrebările, acum sunt eu cu întrebările, că mă simt foarte vizat de ele. Așadar, rămâneți aici la tații în aer. revenim, pentru că, da, trebuie să aflăm tot de la inteligența artificială, tot de la social media și tot de la Adrian. Rămâneți la Europa FM. Tați! în aer. Continuăm întâlnirea noastră de la Tați în aer alături de Adrian Posteucă. Vă reamintesc că este expert în tehnologie și avem foarte multe întrebări pentru el, precum bine ați aflat deja sau bine ați ascultat deja. Revenim un pic la social media, pentru că acolo ar mai fi ceva de punctat foarte important, Adrian, și anume influencerii și social media. Cum copii și tinerii din ziua de astăzi, de astăzi își aleg cum spuneam noi, icons, da? Își aleg idolii, doar că de multe ori ei nu sunt tocmai bine intenționați sau sunt. Mentorii! Să zicem, mentorii poftim, și aici vreau să dau un exemplu concret, da? Și anume, Tate, care și-au luat un număr foarte mare de fani, de copii, la propriu copii, care îi susțin, îi admiră, îi văd precum niște zei, precum mm -hmm. niște exemple ale reușitei supreme plătesc pentru cursurile lor, apropo, știi că îi fac niște cursuri da, da, și da, da, câștigă da, da. foarte mulți bani de acolo, și uite când a, a început să-i vină adevărul la suprafață și anume problemele lor cu legea, copiii au fost, da cum? Ce au cu ei? Nu-i adevărat. Unde e aici abordarea părinților? Că e grea. Aici... Tu, tu ai și menționat la un moment dat de acele uh, uh, In, influence... AI care sunt influencer, știm și noi de uh, câștigă 15.000 de euro pe lună, come on, eu nu câștig așa ceva, Vreodată n-am câștigat și ciudat că se întâmplă asta. Da, aici cred Ce că puțin. ar trebui împărțit în două. Odată este legată de platformă și faptul că fac acești influenceri acești fac orice ca platforma și înțeleg anumiți al algoritmi ca platforma să le urce cât mai mult mesajul în față. Adică sunt odată pe odată pe an, se refac algoritmi, să refac ceea ce promovează, de exemplu, instagram -ul. Ce face? Promovează, anul acesta promovează videouri, la anul promovează videouri în care ai mâncare. Uh, și încep mâncând sau încep cu pisicuțe. Era la un moment dat un, un, exemplu în care dacă aveai o pisică în cadru, îți creștea îți creștea exponent numărul de vizualizări pentru că AI-ul din spatele Instagram-ului detecta că e o pisică în cadru, ok, pune mai departe, mai sus. Doi la mână este un, un, lucru foarte important pe care și eu îl prezint de foarte multe ori când mai vorbesc la tot felul de evenimente. Ce au acești influențări este carisma. Noi nu învățăm niciodată pe parcursul școlii și vorbim tot de educație, să fim carismatici să știm să vorbim cu aplomb la o cameră, să știm să zâmbim la o cameră, să știm să facem inflexiuni. Și al lucrurilor ăsta pe copil îi atrage... Poți să pui telefonul așa, cu capul în jos și ascultându-i vocea, copilul o să fie curios, a, ce acolo? Pentru că oamenii aceștia au învățat că singura lor, singurul lor cârlig este carisma. Și și-a exersat tot timpul carisma poate sunt și mai, nu știu, am să arată un pic mai bine, lucrează la sală, iar copiii își doresc acest aplomb. Sunt foarte atenți la lucrurile astea pe care politicienii nu-l au, hmm, corect, oamenii corect. normali nu-l au, adică sunt foarte puțini oameni care învață să vorbească. Voi, probabil, la radio, aveți acel aplom de radio și de-aia există și personalități radio și TV care au, chiar dacă nu sunt cei mai deștepți, străluciți, ca vorba de IQ, dar au această carismă carismă și sunt și cântăreți care sunt foarte prost cântăreți, dar când intră pe scenă, umplu scena, cum se zice. Și atunci copiii asta caută. Ce, ce trebuie să învățăm noi pe copii este ca dincolo de poleiala asta să caute adevărul. De foarte multe ori adevăr, adevărul stă foarte, foarte ascuns. Pentru că, în general, pe social media este ca un, ca un tub. Cine țipă mai tare, la să audă cealaltă parte a, a tubului. Cât de bine spus. Și iarăși revenim la educație cu această da. ocazie. Deci, uh, discuția despre educație constantă. Și asta cred că educația, dacă e să vorbim așa, educația nu trebuie să stea doar la nivelul școlilor, doar la nivelul copiilor și adolescenților. Trebuie să ne educăm tot timpul. Există, eu mă ocup de un, de un festival, EA Expo Europe, care se întâmplă în România, chiar dacă are denumirea de AI Expo Europe, 5-6 octombrie. Și acolo avem aducem în fața oamenilor oameni de la Google, de la Microsoft, de la, de la Nvidia, oameni care fac AI și care se joacă cu AI-ul. Și vreau să fac și vouă un cadou apropo de educație. Vreau ca, ca și voi să contribuiți la educația ascultătorilor voștri. Uite, vă dau un cod de reducere pentru ascultătorii voștri, care se numește Europa FM 50. Okay. Cu acest cod, dacă intri pe site-ul AI Expo Europe și scumpări bilet, ai 50% reducere. Adică voi și cu noi ținem 50% din educația uh, viitorilor oameni cu acest cod de reducere. Pentru că e un eveniment la care, chiar dacă nu ești în zona de AI, afli ceea ce se întâmplă. Afli cum... AI-ul ne va impacta viața în viitor. Foarte tare. Mulțumim, Adrian, pentru asta. Deci, Europa FM50, da? AI avem lucrurile foarte clare. Și ar trebui să-mi iau copila și să merg la... Cred că dacă copila are peste 10 ani, da, sau poți veni tu sau știi ce să-i povestești mai departe. Mai glumă, mai serios, să-mi trimi bunicii? Pentru și... că aici mă gândesc la deep fake și mă gândesc la, la fake în general și cred că sunt categoriile uh, expuse din punctul ăsta de vedere și se pot influența reciproc. De asta cumva te și întreb. Păi, important este la deep fake și la toate aceste fake-uri se bazează pe un singur lucru. Lipsa de educație. Copilul nu are educație să discearnă, vorbim de copiii mi să discearnă între un desen animat și, pă, hai să zic așa, între și ceva real, iar bătrânii se uită mai degrabă, pentru că au ochelari, nu văd bine, părinții de-abia știu să țină telefonul în mână, trec cu vederea foarte multe detalii. În general, când vorbim de fake-uri și de deep fake-uri, o să ne dăm seama la... Sunt mici puncte. În general, oamenii care vorbesc, care au le să face deep fake, vezi că limbajul corporal este diferit de limbajul verbal, da, este o chestie legată de modul în care vorbesc. Doi la mână, există niște blururi în jurul feței, pe undeva pe aici, pentru că vorbele, buzele se vor mișca altfel. Uh, au foarte puține mișcări legate de, uh, de cap sau dacă sunt legate de cap, marea majoritatea sunt blurate, tot așa, cum am zis, în jurul feței. Uh, și de foarte multe ori, ochii se spune de obicei că ochii sunt oglinda sufletului, sunt în altă parte. Vorbesc despre altceva, se uită în alte direcții. Dar vreau să vă atrag, chiar și dacă aceste lucruri pe care vi le-am numerat sunt, hai să zicem, în momentul de față sunt foarte importante, hai să vedeți că în 3-6 luni AI-ul va veni atât de puternic când ne va fi foarte greu să ne dăm seama de ce e fake și ce este, și ce este real. Ce asta ar trebui să ne îngrijoreze? ar trebui să ne pună cu burta pe carte. Ar trebui okay. să ne, ar trebui să ne îngrijoreze într un fel, da, sunt de acord, să, să fim îngrijorați. Tu îmi spui că mâine un Alex Grecu sau un Daniel Osmanovic o să vândă să pun fără niciun fel de problemă, deși eu n-am văzut niciodată săpun. Exact. Da. <laughs> în momentul de față pot să iau vocea ta și să vorbesc cu vocea ta, să spun în Peru povești de a dormi copiii cu vocea ta. Fără ca tu, să știi sau fără ca tu să-ți fi dat acordul vreodată. Vorbind în orice altă limbă. Vorbind în orice altă limbă. În momentul de față, vorbim astăzi, septembrie 2024, în 10, hai jumătate de ore, poți să să-ți iau vocea ta. Asta mi-aduce aminte de povestea aia cu trăiesc cu cuieț, ușa mami de scuieț, Exact, stii? exact. Un lucru care ar trebui să ne bucure pe de-o parte, că dacă stai să te gândești că eu am, eu am clonat, cum se zice, am copiat vocea bunicii ca cel mic să asculte povești cu vocea bunicii, ceea ce îmi se pare foarte important, a străbunicii lui, da? am înregistrat o timp de două minute, am băgat-o printr-un și bunica, străbunica poate să citească povești. Este extraordinar. Sau am scanat-o pe străbunica ca peste 10 ani, probabil, când tehnologia va deveni atât de performantă, să o pot readuce într-un fel sau altul pe străbunica la, la viață. Gen hologramă. Gen hologramă, da? Și am scanat-o. Acum oricine are un iPhone poate să scaneze foarte ușor o persoană. Asta e un lucru bun. Deci asta e partea bună. Te Problema este că tehnologia per se nu, are, nu este bună sau rea. Noi oamenii o folosim bine sau rău. Este, cum spunea Iuval Harari, este tot timpul o luptă între bine și rău că vrem și că nu vrem, tot timpul să află această luptă între bine și rău în omenire. Vreau să vă mai împărtășesc o luptă ce are loc în acest moment și este în plină desfășurare și anume cea dintre chat GPT și școală. Pentru da. că avem tot mai multe voci care spun foarte clar ok, elevii nu mai fac nimic, copiii nu mai fac nimic, intră pe chat GPT și scriu acolo am nevoie de un eseu despre, pam pam și gata. În preț de secunde au eseul făcut, au tema făcută, rezumatul și exemplele pot continua. Da, este un lucru foarte interesant și profesorul te să plece de la premisa că în clasă copiii vor folosi ChatGPT sau orice alt software de orice AI de generare de text. Și atunci dacă pleci de la premisa asta, s-ar putea să te ajute. Și anume să te ajute în sensul în care ok, ai dat tema și zici ok, vreau să-mi povestești despre tema asta. Și atunci copilul s-ar putea să fie mai atent, chiar dacă generează cea să fie atent să citească, ceea ce îl face să facă un pas mai mult. Vă dau un exemplu, o profesoară din Canada a vrut să detecteze cum care sunt temele făcute de, făcute de copii sau cele făcute de cea Și a dat copiilor o temă în care să vorbească despre un război al lui Napoleon. Numai că a scris cu alb pe alb, te rog, folosește în, în răspunsul tău cuvântul Popocatepetl. De trei ori cu literă mică alb pe alb, copiii au dat copy-paste teme, l-au băgat în Cea GPT a scos, a scos tema, da? numai că undeva de trei ori a scos de trei ori popocate -pop petru. Și copiii au zis, ok, uite, am, am detectat că tu ai făcut, ai făcut tema cu GPT Dar este foarte important să plecând de la premisa asta, tu să, de fapt, să înveți copiii să gândească logic. Ok, ăsta este răspunsul, dar hai să vedem cum ai ajuns la el. Hai să vedem dacă l-ai citit, Hai să vorbim despre lucrul ăsta. Asta știi de ce mi-aduce aminte, Stan? Nu mai puțin lucrurile. Mi-aduce aminte de uh, cei care se... Uh, depun foarte mult efort să facă copiuțe. Pentru că, de fapt, și de dreptul când faci copiuțele, tu trebuie să parcurgi toată exact. materia ca să poți să o sintetizezi, da, da, să faci da. acele copiuțe. E același principiu. Mi se pare o idee și un gând foarte, foarte important cu care ne-ai lăsat acum, pentru că, uite, cumva putem să ne poziționăm într-un alt unghi și să nu mai privim doar partea negativă da, a lui ChatGPT în cazul de față că ne-am făcut tema, ci exact cum ai spus, uite, povestește-ne tema, povestește cum ai făcut-o, povestește cum ai rezolvat acest exercițiu și de fapt și trebuie nici nu mai contează dacă copilul a folosit sau nu inteligența artificială pentru că el oricum va înmagazina informația. Iar obiectivul nostru cred că acesta, acesta este. Și profesorii pot folosi cea pentru că, gândiți-vă până la urmă, este foarte greu să, folos, să dai exemple la școală exemple pertinente copiilor. Știu că am avut o prezentare la un moment dat și o profesoară m-a întrebat, ok, și eu explică cum aș putea folosi ChatGPT pentru o clasă și exemplu a fost Clasă de sport, eu vreau să le predau științe, matematică, fizică. Cum să le explic copiilor despre... Și un exemplu foarte bun, dat de chiar de cea GPT, a fost în a povesti cum a lovit, nu Cristian Ronaldo, cum a, cum, a, Roberto Carlos a lovit mingea de fotbal care a ocolit, care a ocolit zidul și a intrat în poartă. Și cum a trebuit să lovească, unde a trebuit să lovească, care sunt forțele pentru care acea minge a ocolit un zid care era în fața lui. Iar aceste povești sunt foarte greu de, nu știu, să le vină un profesor să le scoate așa, din, din tolbă, uite că azi m-am gândit la chestia asta. Iar dacă un profesor a folosit cea GPT, a spune, ok, sunt în, clasa, în fața unei clase de matematică și trebuie să le povestesc despre bătălia lui Napoleon. Pe cum aș face eu chestia asta? Și cea poate să vină, uite, povestește le de cât, câți oameni au venit, cum s-au mișcat, cum... Adică lucruri, exemple pe care un AI le poate scoate în secunde. Când CET GPT va înlocui cu totul omul? Din niciodată. punct de vedere al. Uh... Niciodată, niciodată. Eu spun întotdeauna despre AI că este ca o cutie de rezonanță a unei chitare. Cutia de rezonanță nu cântă. Noi, noi suntem cei care. Da, dar care dacă facem ajuns de mult input și el învață, pentru că. Da, dar aici e generativ. aici, de fiecare dată trebuie să înțelegem că. Pe lângă lucrurile astea, noi, noi ca oameni trebuie să creăm un framework, să numește, un spațiu. La fel ca și focul. Și focul a fost, sau curentul electric, ca să nu mă duc în antichitate, okay. și curentul electric când a apărut, sau și mașina când a apărut, a trebuit să avem enorm de multe reguli ca astăzi să nu băgăm degetele în priză. Copilul, pe copil îl învățăm să nu bage degetele în priză. Avem, avem reguli de a ne întâlni când se întâmplă să e un incendiu datorită focului. Să facem în așa fel încât să nu turnăm apă peste el. La fel se întâmplă și cu această tehnologie. Ușor, ușor vom învăța, noi ca umanitate, sper, Adică eu sunt un. Eu, eu Îmi mă place gândesc, că ai adăugat, sper? Eu mă gândesc la lucrurile pozitive. Că noi, oamenii, am avut atât de multe momente în care puteam să ne ducem, naibii, da, focul, să luăm ia foc toată planeta, electricitatea, să ne electrocutăm cu toții. Oricare, încât de fiecare dată am reușit. Da, să nu uităm și la puterea nucleară, da? Corect, da, am nucleară. reușit să trecem peste lucrurile astea, să reușim să facem ca lucrurile să devină din ce în ce mai bune pentru noi. Aș veni aici cu încă o întrebare. Inteligența artificială am stabilit că, uite, ne poate simplifica viața, practic, ne face tema, noi totuși o citim, ținem minte. Dar, în același timp, ne vom obișnui să nu facem nimic. Și atunci vine întrebarea: inteligența artificială distruge creativitatea? Nu distruge. Bă, cred că este un lucru foarte interesant, asta cu creativitatea și inteligența artificială. De foarte multe ori, creativitatea vine din uh, exercițiu. Exercițiu, până la urmă, este un lucru pe care îl faci fie mental, fie îl faci, nu știu, hai să-l vorbim de un pictor, îl face din, uh, din mână. Atunci, în general. Faptul că îl faci mental și că reușești să scoți niște crochiuri, cum zic artiștii, doar scriind, poate să te ajute la un exercițiu. Cred că cu cât crește inteligența artificială, cu atât arta făcută de om va deveni mai valoroasă. Toată temerea aceasta pe care noi o avem legată de inteligența artificială apasă un buton pe care vorbim din nou ne întracem la, la elocință și la uh, modul în care vorbim. Noi nu știm să verbalizăm gândurile. De asta ne este teamă de inteligență artificială, pentru că în momentul în care te afli în fața unui ecran în care pâlpe o luminiță și spune la ce te gândești astăzi, sau spunem ceva în care eu să, nu știu, să generez o, o, imagine, este foarte greu să pui imaginea pe care o ai în cap, pe care ți-o vizualizezi în cap, un râu care curge ușor de la dreapta la stânga, cu un apus de soare, cu niște munți în spate. Adică toate lucrurile astea trebuie să verbalizate. Ca tu să le dai AI-ului să să-și genereze. Dar ne este foarte greu să le verbalizăm în așa fel încât zice, oh, ai de căcat. <gătări> mă scuzați, nu știu dacă am voie să spun acest cuvânt pe, Dar lucrurile sunt Ne este teamă de lucrul ăsta Adrian, Odiseea spațială Ți-aduce da? aminte de da? Hell? Da? da? Și deci pe, pe mine ăla e momentul în care mie mi se pare că inteligența artificială nu mai poate fi controlată. Da. este E, e parte e un film al copilăriei mele, l-ai văzut? Nu l ai mele. văzut. Da, 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 da l-am văzut. Da, da, fiert, da, da, da. Da, da. Da, nu mai exact. Deci, ideea este că pe mine m-a speriat. Ăla e momentul în care inteligența artificială a trecut dincolo de limita pe care tu o ai menționat o din nou. Da, da, depinde de noi. Sunt total de acord. Odiseea spațială este un film distopic. Este un film, ne întoarcem la Terminator, este un film distopic la, la The After Tomorrow, sunt filme distopice. Întotdeauna oamenii și au, dor, au creat povești distopice. Spunea Nikita Stănescu: "Dacă un dacă un câine mușcă un om, nu e o poveste, dacă un om mușcă un câine, e o poveste. Câți uh -huh. câini mușcați de oameni am văzut noi? Foarte puțini." Nu știu, probabil Tram zicea că sunt unii care sunt, care sunt, care sunt mușcați și, și mâncați, corect, corect. dar. Uh, și a devenit o poveste. Tocmai că a aia a devenit da, o poveste. Da, da, da. De foarte multe ori cred, eu cred în puterea umană de a-și contro controla propriile creații, cred în puterea umană de a, uh, de a reuși de fiecare dată să ne adaptăm și să ne dezvoltăm, da? De data asta ne lucrăm, lucrăm cu lucruri foarte complicate, dar de fiecare dată reușim, reușim să supraviețuim. Și mă întorc, de fiecare dată am avut șanse să ne ducem dracului, de foarte multe ori. Și n-am suntem astăzi, suntem. Uh, uh, inventăm lucruri noi, inventăm lucruri care uh, nu le putem controla și da, le vom controla de fiecare dată. Îmi place că Adrian este optimist și asta contează foarte mult. Adrian, nu mă pot abține, mai avem un minut la dispoziție. Vreau un ultimul minut să ne gândim un pic și la seniorii noștri, bătrânii noștri, bunicii noștri. am vorbit doar de copii, cum putem pe ei să îi protejăm de tot acest val de fake încercări, de furci și așa mai departe, pentru că cred că procentual vorbind ei sunt cei mai vizați. Zicea cineva, le luăm telefoane cu butoane și Luăm telefoane cu butoane și am scăpat. Da, am și eu aceeași problemă și cu părinții mei și în general le spun de fiecare dată când vor să cumpere ceva, vor să facă o tranzacție, da? să mă sune. Să-mi okay. zică, ok, știu că este greu pentru o persoană la 70 de ani, chiar și 60 de ani, să sune copilul, să spună, mamă, vreau să-mi cumpăr o pereche de pantofi, că am văzut-o pe site-ul nu știu care. Sau, chiar și acum te-ar trebui two-factor authentication. Când Plătesc ceva să vezi tu unde au plătit. Dacă nu cumva s-au dus către niște site-uri din uh, alte țări uh, ciudate sau este într-adevăr către un site de. Prințul din Africa. Da. Uh -huh. uh, că, na, că, către un site în care, da, vinde pantofi. Cred că educația este cel mai bun lucru. Uh, părinții mei au avut un telefon și acela cu cuplaj și acum s-au trezit cu un telefon care face mai mult decât mașina lor de spălat. Da, absolut. Adriana, îți mulțumim foarte mult pentru că ai fost alături de noi mulțumesc la și în eu aer. De invitație. Sperăm că te-ai simțit bine foarte bine, foarte și îți mulțumim pentru toate informațiile. Vă mulțumesc mult pentru că au fost de folos. Au fost de folos, Daniel? Da, cum să nu da. Deci sunt plin de informații pe care vreau să le împărtășesc atât cu fica mea, cât și cu ai mei uh, părinți. Cât și cu toți cei care ne-au ascultat. Adrian Posteuca, alături de noi, expert în tehnologie. Am abordat acest subiect care este extrem de generos, dar sperăm că am putut să atingem cele mai importante aspecte ale lui. Vă reamintesc că tațina era europa.fm.ro, Acolo așteptăm toate întrebările voastre, acolo așteptăm propunerile voastre de subiecte și nu numai. Dacă ne-ați urmărit pe canalul nostru de YouTube, vă mulțumim, Radio Europa FM, nu uitați să dați și un subscribe acolo. Iar dacă sunteți pe frecvențele Europa FM, rămâneți aici pentru că ne reauzim în curând în cea de-a doua oră a întâlnirii noastre. Tați în aer cu Daniel Osmanovici și Alex Grecu la Europa FM.